trebuie să știți că nu mă afectează niciun fel de alt mesaj legat de imagine, de nas, de ochi, de gură, de cum te-ai tuns, cum îți de părul, cum îți de dintele, cum e rochea de pe tine, te îmbătrânește, te întinerește, pari mult mai bătrână decât ești, nu mai purta machiajul ăsta. Nu mă afectează niciun fel. Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă serie de povești total irelevante, alături de Gabriela Atanasov. Le-am transferat toate poveștile irelevante de pe Instagram acum pe acest podcast. Și tema cu care încep este foarte relevantă, pe, de fapt, pentru ceea ce se întâmplă în online și pentru relația între consumatorul creatorilor de conținut și um, energiile dintre cele două tabere și am numit povestea Heituiți și Heităriți. O să încep deloc întâmplător cu o definiție din Dex. A hăitui în română înseamnă a vâna, a urmări un vânat. Este desigur o metaforă, dar m-am gândit că rimează prea bine cu hate care din engleză foarte bine cunoscut înseamnă urî sau a displacea, acel dislike. Butonul care încă n a fost implementat nici pe Instagram, nici pe Facebook, dar care poate ar fi mult mai util pentru publicul nostru pentru a cristaliza mai bine diferența între opiniile uh, celor care ne privesc. Um, o să încep cu un scurt istoric și o să vă spun că sunt de 10 ani în online și am început cu un blog personal la 18 ani, unde se făcea totul de amorul artei și, desigur, în momentul respectiv, publicul era foarte diferit și mult mai restrâns, pentru că nu toți erau pe Facebook și nu toți urmăreau bloguri pot chiar să spun că aveam foarte mare public din afara țării pentru că scriam doar în limba engleză. Acesta este și motivul pentru care eu am întârziat să apar pe Instagram, am întârziat mereu cu tendințele care existau în momentul respectiv în online și uite, mă 10 ani mai târziu numită influencer. Influențatoare de opinie publică, un cuvânt care mie din prima nu mi-a plăcut pentru că și încă am ceva, cum să vă zic eu, mixed feelings legat de ideea de a fi influencer, pentru că, prin definiție, acest cuvânt are o conotație negativă. Adică ca influența. Mm. Doesn't sound that good. Acum am încercat să duc lucrurile la alt nivel pe YouTube. Sincer, este foarte greu să. Uh, îl muncești pe YouTube și să faci acel conținut. Și uh, iată-mă mult mai târziu încercând să fac acest podcast, care sper să-mi ducă crearea de conținut la alt nivel. Um, cel mai des, persoanele care uh, sunt apropiate, prieteni și mai departe, mă întrebau cum am reușit eu să fac față energiilor negative și comentariilor care au scopul de a te descuraja, de fapt, uh, să continui pe drumul tău. Și recunosc, o mare parte din timp, la începutul publicațiilor mele online, m-a făcut să întârzii, poate, cu orice fel de postare. Am avut momente când m-am oprit și am zis că nu o să mai fac treaba asta, pentru că e foarte greu să faci față, poate, la o vârstă mai mică, nu știu, ca adolescent, acestui bullying și al hate-ului online gratuit. În general, oamenii niciodată nu o să vină să te aplaude din prima. Și dacă mai vii într-o lume care merge pe ideea fake it till you make it, pentru că era un trend treaba asta în momentul respectiv, și dacă tu ești foarte asumat și spui lucruri pe nume, s-ar putea să deranjezi. Asta a fost, de fapt, și ideea Sweet Paprika, de a spune lucruri pe nume, că adevărul e dulce și iute și trebuie să vezi mereu ambele fațete. Um, Desigur, cu timpul pielea ți se tăbăcește și ajungi la un moment în care spui stop. Eu am venit pe lumea asta să ofer povești, eu sunt un povestitor, am prea multe lucruri de spus și nu o să mă opresc. Ai tu alegerea ca și consumator, oricând să pui pauză, stop, skip, să închizi căsuța respectivă și să nu mai privești povestea aceea sau o să o asculți. Lucru pe care vi-l recomand să-l faceți și acum, dacă vi se pare că sunt prea, prea irelevante pentru voi. Um... Totul a fost, de fapt, să îmi câștig eu încrederea în mine și să îmi dau seama că eu nu pot trăi în umbră și că îmi trebuie aceste lumini ale reflectoarelor să fie mereu pe mine. Și cred că asta este o barieră pe care, la un moment dat, o depășește orice artist, orice om care, de fapt, visează să fie pe scenă. Desigur, asta înseamnă și o anumită, cum să zic, o armată da, prin care trebuie să treci, pentru că cred că toți știm povestea când se aruncau cu roșii în actori sau în cântăreți dacă nu era destul de bun pe scenă. Asta e o chestie de când lumea și pământul. Când încep să-ți dai seama că nu ești singur în poveste, asta, devii mult mai, mai sigur pe tine. Am observat în jurul meu oameni care urmăresc alți oameni doar pentru că Există acel spirit de turmă. Cu alte cuvinte, are un miliard de falori vin și eu acolo. Um, mie, pe mine nu m-a interesat acest lucru. Mie chiar um, mi-a fost necesar ca oamenii care mă urmăresc pe mine să se oglindească în conținutul pe care eu vreau să-l creez și să-l ofer în online. Cu alte cuvinte, niciodată nu am alergat după acel hype. Mi se pare mult mai ușor să ajungi să ai... Um, foarte mulți hateri atunci când faci totul doar de dragul de a fi viral, doar de dragul de a impresiona de fiecare dată, uitându-te pe parcurs pe tine, de fapt, și ce vrei tu să lași în urma ta. Oamenii urmăresc pe alții în care se oglindesc. Asta e prima uh, idee. Um, mi se pare că um, acei neuroni în oglindă care. Um, sunt folosiți de noi atunci când cumpărăm lucruri, de exemplu, sunt foarte relevanți și în mediul online. Mi se întâmplă adesea să văd că, de fapt, eu chiar am oameni interesanți cu care m-aș întâlni la o cafea dincolo de online și aș povesti cu ei lucruri. Dar se întâmplă uneori să fie tot felul de personaje care vin acolo doar pentru a îmi. Submina autoritatea doar pentru a mă dezbate de la drumul meu și pentru a-și vărsa frustrările realmente față de modul în care eu arăt, respectiv cum arată ei. Cred că, în condițiile în care apare hate-ul atunci când vine vorba de oglindire, se întâmplă fix în momentul în care faci cea mai mică schimbare. Să zicem că mâine eu mă fac blondă. Inevitabil. Foarte mulți oameni din cei care mă urmăreau de drag o să aibă o altă părere și o să-și schimbe perspectiva, pentru că, prin definiție, oamenilor nu le plac schimbările. Iar noi. Um, Influencerii mergem pe același trend pe care au mers și uh, artiștii. Adică să ne aducem aminte de Madonna care ba era blondă, ba se tundea scurt, unul și așa mai departe. Uh, am trăit treaba asta fix vara asta când am decis să renunț la pletele mele și la podoaba capilară și m-am tuns scurt și a venit inevitabil momentul în care oamenii au venit și au spus: "Te arăți ca un bărbat, de deci te-ai tuns?" Pentru că e problema mea. Dar și asta, din nou, nevoia asta de schimbare a noastră și a oricărui om pentru a se reinventa, nu coincide neapărat cu cei care s-au obișnuit să te vadă într-un anumit fel. De aici toate, toate discuțiile legate de imagine. Mi s-a întâmplat la un moment dat să discut cu un alt influencer și să aflu că îi comenta, de exemplu, ținutele, da? pentru că noi venim și cu influența asta pe zona de modă. Și vin și-ți spun, vai, stă oribil cu sacoul ăsta, stă oribil cu rochea și așa mai departe. Și întreabă, băi, dar totuși, de ce, de ce, de ce, îmi spui așa ceva? Și a zis că, de ce îmi spui chestia asta în online? Dacă mai vedea pe stradă, ai avea curajul să vii să-mi spui, hei, stă oribil cu rochea pe care o porți astăzi, culoarea asta nu ți se potrivește deloc. Imaginați-vă că asta ar fi uh, atitudinea oamenilor atunci când mergi pe stradă. Fiecare ar avea o părere despre cum arăți, cu îți de nasul, cu gura, cu ochii în asortat și așa mai departe. Um, clar ar fi o societate psihopată, cel puțin. Um, dar stau și mă gândesc, poate ăsta o să fie viitorul, că dacă oamenii se obișnuiesc de fapt zilnic să-și dea cu părerea despre orice, ce o să împiedice pe copiii mei sau pe nepoții mei să facă asta deja așa, fără niciun fel de cum să zic eu, de barieră live. Vă puteți ima imagina cum o să arate viitorul în 20 de ani, realitatea asta? Cu, de părăriști? Că toată lumea o să fie părăristă. Deja este. Bun. Asta așa doar am ridicat o întrebare la fileu pentru voi. Poate puteți să-mi scrieți ulterior mesaje, să-mi spuneți ce părere aveți. Da, mie mi se pare că în momentul de față întreaga societate a devenit așa un fel de big brother. Eu nici n-am urmărit emisiunea respectivă, dar știu că era un reality show. Am mai văzut emisiuni de acest tip în adolescența mea și inevitabil am ajuns să ne transformăm viața într-o telenovelă în care povestim și vrute și nevrute. Nu trebuie să uitați că aceste povești total relevante au venit de fapt ca un fel de ironie la faptul că sunt foarte mulți influencer care vin și zic Hello, m-am trezit. Astăzi voi începe dimineața cu această gură de apă. Mm e atât de bună apa asta. No, ideea e că e, un, e genul de mesaj care pe mine, pe mine, ca urmăritor, mă deranja. Ce fac? Nu mă mai uit. Nu mă apuc să... Nu mă apuc. Am zis odată doar că mi se pare că trebuie să ducem lucrurile la alt nivel pentru că devine plictisitor. Pentru că în momentul în care te urmăresc 100-200 de mii de oameni, un milion, trebuie să conții ceva. Am avut de curând o invitație la o conferință și le-am spus: Ca să fii creator de conținut, trebuie să conții ceva. Trebuie să citești, să te documentezi, să privești un anumit film mai inteligent, să îți dezvolți neuronic. Că dacă ajungi să-i spui omului, hei, în noaptea asta am visat ceva foarte urât. Mama nu era lângă mine să mă ia în brațe. Adică nu, nu mai ai cum să oferi publicului treaba asta, pentru că publicul s-a dezvoltat, a crescut odată cu tine. Chiar dacă tu faci de la 15 ani. Facebook, postez pe YouTube și așa mai departe. Există o responsabilitate față de publicul tău. Mi se pare necesar să vorbesc cumva și din perspectiva de influencer față de alții influenceri, să le spun să își crească nivelul intelectual. Pentru că altfel ajung să, să se, cum să zic eu, să, să se plafoneze și îndobitocesc și publicul, și se creează o masă din asta gri așa din care simți că nu mai poți să ieși, o mocirlă totală, adică eu am foarte multe lucruri care nu-mi plac la alți oameni care sunt în acest domeniu. Plus că stupidizarea în masă mi se pare deja proiect de stat, dacă nu cumva de planetă. Vedeți pe TikTok, de exemplu, mă bucur foarte mult când văd oameni care chiar vin să educe publicul, să nu știu, chiar o urmăresc pe profă de mate, că dacă era aia profa mea de mate, poate era mai inteligentă până acum, făceam altfel problemele. Și mi se pare că e important să existe oameni care să vină să educe. Desigur, știți cum e în, în întreaga istorie a omenirii, oamenii deștepți au ales să tacă. Da? Pentru că. Se consideră prea, prea, prea superior și uh, de obicei proștii vin să povestească. <gântu -i> deloc, uh, deloc, uh, nu, este, nu nu, are legătură cu mine acum, n-am făcut niciun fel de uh, aluzie. Eu sunt, uh, cred, un om care pur și simplu își dorește să lase ceva în urmă și să ducă cursul informației în altă direcție. Aș vrea să mă considera și voi la fel. Bun. Dincolo de treaba asta cu Big Brother, de care începusem să povestesc, spun că um, cred că unii oameni dau din casă prea mult și se supără total irelevant atunci când vin oamenii să zică da, nu-mi place că îi dai lui fiica ta să mănânce nu știu ce fel de ciorbă că eu îi dau de alta. Și apropo de asta cu Mami Business, ca hashtag, că o să ajungem să povestim și pe sectorul ăsta. Mi se pare că e un public de care eu am fugit întotdeauna. Ca mamă, cred că este foarte important să-ți păstrezi intimitatea copiilor tăi, să împărtășești cu publicul tău anumite lucruri până la un anumit nivel și cu siguranță, de exemplu, să nu-ți filmezi copilul în condiții indecente sau care ar putea să-i aducă un prejudiciu de imagine pe termen lung. Adică gândește că fii ta sau fii tu ar vrea să fie președinte, iar tu îl postezi... Eu, cum țipă, cum urlă, cum face tantrum sau lucruri de genul ăsta. E un public pe care eu nu l-am agreat. Am încercat să ridic la fileu discuții despre parenting și mi-am dat seama că există atât de multă ură și frustrări, mai multe decât în orice alt domeniu de discuție, încât am evitat să să educ pe linia asta. Vă spun sincer, ăsta e un lucru de care am fugit eu, pentru că nu făceam față acei energii negative, cu atât mai mult că venea cumva și asupra copiilor mei. Asta așa, iarăși, ca sector de hateri. Nu-mi plac grupurile de mame. Îmi pare rău. Nu am acceptat niciodată să merg la o conferință în care să povestesc despre experiența mea de mamă și, sincer, nu știu dacă aș face-o. Pentru că sunt foarte tradiționalistă și nu-mi cresc copiii din cărți și nu, nu pot să intru în zona asta deloc. Prefer să folosesc creme și rujuri și modă și să fie despre asta mai mult conținutul meu. Apropo de treaba asta cu Big Brother și societatea în sine, capra vecinului mereu a fost importantă pentru, pentru cineva, înțelegeți? Mi se pare că uh, mereu ne-am dorit ca animalul respectiv să moară la vecin și să reînvie în absolută minune la noi în curte. Adică mereu vrei ceea ce are altcineva. Acum depinde de tine cum obții treaba asta. Ori îți transform invidia, ura, într-o putere creatoare în care muncești extra ca să obții ceea ce vezi la un influencer, sau ajungi pur și simplu să te frustrezi și ajungi să dai mesaje cum a primit o, o altă colegă de-a mea în online, vara asta la o întrebare, păi vă urâm pentru că mergeți în vacanțe, pentru că mâncați la nu știu ce restaurant, pentru că primiți într-una lucruri moca și pentru că e, da pe de altă parte vin eu și te întreb, dar mă plătești tu altfel? Mă plătești? Tu? Intri la mine pe Instagram și plătești intrare ca la uh, teatru sau ca la cinema? Sau uite, o să facem cum e pe YouTube Premium. Eu chiar, chiar aș ridica această propunere, le-aș scrie de la Instagram. De mâine, fii atent, de mâine, facem trailere la fiecare în parte și zicem, uite, dacă fata asta are 80.000 de followeri fata asta are un milion, la ea costă atâta intrarea, poți să vezi aici. Hei, aici vei vedea rețete de bucate alese, cum să-ți crești copilul, cum să te îmbraci frumos la cinema și mai departe ar fi foarte, foarte în regulă. Probabil, din nou, sunt o vizionară și asta va fi viitorul. Pentru că, altfel, tu nu ai cum să vii să acuzi un om că își câștigă pâinea. Tu nu ai cum să acuzi un om că face bani din ceea ce îi place și, cu atât mai mult, înseamnă că ești foarte ignorant și nu-ți dai seama că, de exemplu, există foarte mulți oameni, chiar și în acest moment, în timp ce o filmez asta, există oameni care mă ajută să filmez asta. Iar toți acești oameni trebuie să mănânce și să-și plătească facturi. Deci este un job. Mi se pare că după 10 ani în care există instagram și așa mai departe, ar fi cazul să vă dați seama că noi muncim. Fix înainte să vin să filmez podcastul, am întrebat pe bărbatul meu. Totuși, spunem și tu, de ce crezi că oamenii au așa problemă cu influencerii? Și mi-a zis, băi, Gabi, uite care-i treaba. Eu, la mine, la muncă, am foarte mulți oameni care chiar nu înțeleg ce faci. Deci există lipsă de educație din partea noastră. Nu există comunicare din partea noastră a influencerilor în care să explicăm cum funcționează de fapt lucrurile. Și mi-am adus aminte că, într-adevăr, eu nu înțelegeam cum se fac bani din treaba asta atunci când am început să postez pe blog. Cum? Cum face Xuleasca din Milano bani? Din asta, de unde are ea să-și cumpere? Adică am fost și eu hater la început. Am trecut prin toate etapele. Um, glumesc, nu eram hater, pur și simplu mă întrebam cum se întâmplă lucrurile, voiam și eu să știu cum funcționează acest business um, și e foarte simplu cred că o să trebuiască să fac un episod separat în care să vă povestesc de fapt ce înseamnă acest job pentru că în momentul în care nu știi, doar comentezi degeaba fără să te informezi acum e și greșeala noastră că nu comunicăm e și greșeala voastră că nu vă documentați separat ca urmăritori, să înțelegeți cu ce se mănâncă această industrie, care e parte din advertising. Funcționează la fel ca orice altă reclamă. Trebuie să plătești oamenii care te filmează, trebuie să creezi o regie, trebuie să alegi să-ți faci ținutele. De foarte multe ori, banii pe care îi primim, jumătate din ei, sunt investiți pentru a vă oferi tot vouă ceva consumabil de calitate. Asta cine vrea să-și bată capul, cine nu, rămâne în acea materie gri, chiar că irelevantă. Plus că eu mi-am dat seama că atunci când ridici standardele conținutului pe care îl oferi și investești, ți se convertește în mult mai multă simpatie din partea publicului tău, nu o mai tratează ca pe o reclamă per se, ci o tratează ca pe o dovadă de creativitate, ca pe un act artistic în sine. Iar eu cumva chiar mi-am dus sufletul pe pâine la fiecare uh, reclamă pe care am creat-o și am încercat să o văd uh, așa cum mi-ar fi plăcut mie să-mi fie prezentată. Mi-a durat, mi durat mult mai mult timp să adun un public în jurul acestui mesaj pe care eu l-am construit vizual, dar uh, mi se pare că este cu adevărat apreciativ. Cu alte cuvinte, deși eu vorbesc acum despre hater, să știți că nu am chiar atât de mulți. Precum alte persoane. Dar din nou, în momentul în care crești, trebuie să-ți asumi responsabilitatea și că pasărea pe limba ei piere. Cred că sunt foarte mulți tineri care vin în această industrie cum care deja a fost cumva setată, pusă pe, adică temelia a fost construită de noi, ăștia care nu știam cu ce se mănâncă. Și ei vin cumva cu autorizați, deja știu ce ar trebui să facă, au idei extra, dar uită un lucru foarte important. Responsabilitatea. Tu, în momentul în care semnezi un contract, ai o responsabilitate față de brandul pe care îl reprezinți și ai și responsabilitate și față de publicul tău. Pentru că mulți dintre cei care apar acum sunt cu un public de minori și anumite titluri și anumite probleme pe care le discută uh, nu sunt puse în cuvintele elevate în subiect. Și atunci, cred că, inevitabil, ajung în scandaluri. Și asta nu trebuie să vin să dau nume în momentul de față, pentru că, sigur, va apar deja în minte tot felul de titluri pe care le-ați văzut prin burtierele de la televiziuni. Este o foarte mare discuție și din, în războiul ăsta între mass media și social media, între ziare și online, între televiziune și online, dar asta cred că iarăși este o altă discuție, pentru că inevitabil noi am ajuns să ne luăm hate și din partea asta. Că e foarte greu să împarți aceeași bucățică de pâine, aceeași, același venit substanțial de publicitate între televiziune și să-ți dai seama că deja un influencer poate ajunge să facă mult mai mult pe lună din, din propriul sine, din acest cult al personalității pe care îl practicăm toți. Cult al personalității, desigur. Asta este. Um, orice om care vine pe scenă este un narcisist. Trebuie să vă dați seama de treaba asta și dacă voi um, îl iubiți, îl aplaudați și deveniți fani, dacă nu, vă găsiți pe altcineva. E foarte tricky și partea asta cu idolatrizarea. Mie mi se pare puțin uh, greu de dus pentru anumite persoane. Uh, eu nu cred că am ajuns la așa moment, dar. Uh, am avut anumite întâlniri cu persoane pe care le-am îmbrățișat, le-am mulțumit, dar te sperie puțin. Adică dacă e să vorbesc puțin din perspectiva asta de faimă, cum este să ai un om care nu te hateuiește, te iubește, nu trebuie dus la extrem, trebuie dozat, trebuie găsită o variantă apreciativă în care să nu o duci la nivelul de fanatism. Vă recomand treaba asta. Știți ce mi se pare mie cel mai interesant în lumea asta Instagramului? Că în fiecare zi când postez ceva în galeria mea de artă, că eu așa îi zic, feed lui de Instagram, desigur, primești like, nu ai buton de dislike, primești comentarii, te ridică unii în slăve, alții te doboară, îți crește sufletul sau stai și te întrebi unde ai greșit. Îmi plac foarte mult comentariile argumentate ale haterilor. Îmi plac foarte mult. Acolo nu le mai pot numi uh, hate, le numesc critică constructivă. Dar dacă văd că bat câmpii sau dacă văd că sunt de pe conturi false, sau nu conturi false, își fac cont special ca să-mi scrie mie și poate e cea mai bună prietena mea. Adică eu nu pot să bag în seamă, și vă spun sincer, nu pot să bag în seamă mesajul neasumat. Adică dacă tu nu ai poză pe Instagram, dacă nu ai niciun follower și niciun comentariu și nimic, dacă tu nu ți asumi propria identitate, eu de ce mi-aș asuma cuvintele tale la adresa mea? Adică nu, nu, o văd în niciun fel constructivă. Încercați să, încercați să evitați să vă mai faceți conturi special pentru a-mi da mie un mesaj. Mi se pare în primul rând o pierdere de timp. Aici vine inevitabil momentul bloc, butonul de bloc. Mi se pare uh, cel mai interesant, de fapt, și aș vrea să mă fac, nu știu, să am puteri supranaturale pentru a vedea ce se întâmplă acolo, în acele mesaje private. Știți că pe Instagram există acea săgeată prin care dai share într-un alt mesaj privat. Adică, ești luat ca poză sau ca video, băgat într-o altă discuție și făcut fie albie de porci, fie ridicat în slăvi. Nu știi niciodată. Adică, sunt oamenii care nu-ți dau like, sunt oamenii care nu-ți dau follow, te urmăresc din umbră. Pentru că mulți dintre noi avem, de fapt, pagina publică făcută și doar dau acele săgeți, exact săgeți, care de multe ori au, au un număr foarte mare. Și stai și te întrebi, măi, oare ce, ce vorbesc despre mine acolo în bisericuța lor? E foarte interesant. Poate într-o zi o să îmi întreb publicul că am mai făcut chestia asta și mi-au dat, chiar mi-au, mi-au împărtășit mesajele lor private. Am totuși o anumită doză de încredere din partea publicului meu, după cum am spus, și îmi spun multe lucruri. Îmi dau multe lucruri din casă și mă și, mă și informează cu, cu, foarte multe lucruri care eu nu rămân în, în, în ton, nu păstrez ritmul. Acum, Vă dați seama că și eu în discuția asta pot deveni inevitabil hater, că uite, legat de oameni ăștia care nu își asumă identitatea, mie mi se pare că este o specie de oameni care, deși au zero interes față de propria imagine și își fac acele conturi false și nu au respect față de timpul lor personal, um, sunt totuși acei copii care, nu știu, probabil luau ciocolată și o mâncau pe ascuns, pentru că altfel nu pot să înțeleg. Nu, nu pot să înțeleg de unde vine acest conflict interior. Și în altă ordine de idei, mi se pare că sunt exact oamenii care se înscriu primii în concursuri și în giveaway-uri, pentru că, deși sunt hater și deși nu te iubesc, se bucură foarte mult de șansa de a fi norocoși și de a primi acel cadou de Crăciun, indiferent că au fost buni sau răi. Dacă ar fi acum să o duc la un nivel metaforic de înaltă speță, în în Roma antică, știți, erau plebei și patricieni. E, eu cred că pe viitor societatea o să se separe, o să se cristalizeze în alte două tabere, între urmăritori și urmăriți. Adică este, este pentru mine stau și mă gândesc o dată când o să fiu eu babă. Nu că n-aș fi deja o leacă, dar în fine. Când aș fi eu babă, oare cum o să fie? Oare copiii mei efectiv o să fie înregistrați la școală, la liceu, la facultate în funcție de câți follower au? Adică asta nu mai pare ceva de, de genul SF. Cred că asta îți spune despre tine foarte multe lucruri. Cred că devine o carte de vizită. Oricum Instagramul a devenit o carte de vizită. Fiecare lucru pe care îl postezi acolo și de aici, de aici și ideea asta de a fi foarte atent, să nu ți faci singur prejudiciu de imagini, să nu ți rup singur ștreangu, Mi se pare foarte greu să mai revii după un moment de clacare, după un moment în care îți distrugi singur imaginea. De asta trebuie să înțelegeți că influencerii, în general, trebuie să fie foarte atenți cu cine se uh, asortează, cu cine se asociază în diverse campanii publicitare. Pentru că eu nu pot să lucrez pentru două branduri concurente în același timp. Eu nu pot, deși poate m-ar plăti amândouă. Nu ai credibilitate față de public. Aici, nivelul de hate care intervine este absolut firesc. Este o. Cum să zic, omul vede că nu ești uh, un om uh, integru. Adică, niciodată n-aș putea să-mi distrug uh, reputația creată. Uh, cu siguranță, vă spun că toți acei 10 ani de muncă s-ar duce într-o secundă. Și să nu credeți că mulți dintre noi nu suntem conștienți și suntem foarte atenți față de ceea ce livrăm către publicul nostru. Uh, mulți apreciază asta, mulți nici măcar nu sunt conștienți de presiunea asta. Adică, nu, e, e foarte greu. Nu ne permitem să fim, uh, uh, cum să vă zic eu, un, un influencer adevărat. Nu cred că își permite să strice reputația pe care o are și nu cred că nu e conștient de responsabilitatea pe care o are față de publicul său. Uh, cred că, inevitabil, publicul tău s-ar -ar simți lezat. Uh, a te-ar considera ipocrit și ar zice, păi cum, fata asta astăzi bea apă X și mâine bea apa Y? Păi nu mai, să fie, să se, să se hotărască odată cine e și ce vrea. Și hop, unfollow, adică trebuie să fiți foarte atenți și la genul ăsta de lucruri. Să nu schimbați, să nu umblați în două luntre, luntre cum se zice, în două bărgi odată. Să nu umblați în două bărși deodată, să nu alergați după doi iepuri deodată ca influencer sau dacă vreți să deveniți influencer pe termen lung. Cred că cel mai nociv comportament al unui urmăritor este de a da follow doar pentru că persoana respectivă a devenit foarte cunoscută peste noapte. Doar pentru că se discută despre ea la locul de muncă, doar pentru că se discută despre ea în cercul de prieteni și așa mai departe. Adică este exact... Starea aia din adolescență când te apucai să asculți rock pentru că voiai să fii integrat într un anumit grup sau alt tip de muzică, deși tu n-ai simțit niciodată vreo atracție față de acel lucru. Încercați să fiți sinceri cu voi. Nu dați follow doar pentru că persoana respectivă e hype în acel moment, doar pentru că a devenit virală. Încercați să renunțați la spiritul ăsta de turmă și să îl conștientizați, în primul rând, pentru că pe termen lung, dacă persoana respectivă nu vă reprezintă, o să ajungeți să vă simțiți frustrați că vă apare acolo, în feed, degeaba. Și vă consumă timp. Nimeni nu vrea să. Cel mai prețios lucru e timpul. Um, și fiți sincer cu voi cam asta e ideea um, eu chiar am fost de multe ori impresionată să văd evoluția unor oameni care poate la început nu mi-au plăcut deloc și după Prus mi-am dat seama că hei, cred că în acest moment suntem compatibili în orice relație știi? Și um, desigur toți avem la un moment dat un dublu standard toți și este în regulă să-ți schimbi punctul de vedere uh, la început Ți-am zis, poți să urmărești pe cineva cu drag și după să îl urăști? Sau invers, poți să l urăști la început și după să te îndrăgostești, iremediabil, să vezi că a evoluat. Dar e bine să-i oferi și laurii, știi? Aplauzele de final. Gândiți-vă că noi în fiecare zi intrăm în online și la fel ca acum în spatele camerei e totul întuneric, așa vedem noi. Noi venim, ridicăm ceva în fața voastră, bun de privit, în galerie, și nu știm nimic. Adică la final aplauzele se concretizează prin acele comentarii sau like-uri sau share-uri. Share-urile publice în stories sunt cu adevărat cele mai frumoase lucruri pe care le trăiesc. Din pers adică, cum să zic, e, este cu adevărat satisfacția mea de la muncă când văd că un lucru pe care l-am creat, poate comercial, eu am primit bani pe el, ajunge să fie o inspirație pe care oamenii consideră că ar fi bun de văzut și cu alții, o împărtășesc. Este cu adevărat satisfacția supremă. Adică, pe scurt, este am văzut filmul ăla, du-te să-l vezi și tu. Cam așa e mesajul pe care îl aud eu în spate. Sau ai auzit cântecul respectiv? dă play, negreșit. După cum am spus mai devreme, oamenii uneori dau falo pentru a nu fi outsideri. Nu-mi place asta. Mai bine un om care chiar stă acolo pentru tine de 10 ani. Eu chiar am oameni în lista mea de followeri care îmi scriu că te urmăresc de când erai la liceu. Este o satisfacție, numai ca și cum avem o relație online de, pe termen lung. Cel mai interesant lucru, uite, o altă perspectivă de hater reală, sunt oamenii care te urmăresc din invidie. Asta este clar un nivel de psihopatie, dar toți am avut un moment de genul ăsta. Poate când ne-am uitat la un film unde nu o suportam pe, per pe persoana respectivă, nu știu, pe personaj sau așa mai departe, dar nu mai puteam după rochea pe care o purta. Adică. Um, astea sunt lucruri pe care clar trebuie să le rezolve ei cu ei înșiși. Este o energie negativă în care eu cred că se transmite și încerc să fug de ea cât mai po mult posibil. Și încerc să le comunic constant Tați-mi, da fală. Nu vreau. Că uite, săptămâna asta poate am lovit mașina doar pentru că te-ai uitat tu și nu ți-a plăcut nu știu ce la mine. Eu cred în lucrurile astea. Există. Există, se transmit la depărtare. Hai să nu, nu o dau în spiritualități acum, dar încercați să nu mai urmăriți oamenii din invidie. Pentru că Vă spun, sunt acei oameni care vin și spun Da, da, tu ai primit crema asta, Moca, dar eu n-am primit-o Și de ce n-am câștigat eu la giveaway-ul tău? Tu nu vezi că eu stai aici după tine de 10 ani Nu suntem datoare cu nimic nici dumneavoastră nu ne sunteți datori cu nimic. Haideți să avem o relație mai corectă. Cu alte cuvinte, nu mi se pare în regulă să spui că nu-ți place că mă duc în vacanțe și că primesc lucruri gratuite, dar în fond tu după îți aduni bani ca să te duci fix în vacanța respectivă, mă întreb fix ce număr are rujul meu și vrei negreșit să porți fix mărimea mea. Sau mă întreb detalii de genul, de unde ai tu copiii la grădiniță, că vreau și o să-i duc acolo? Mm, nu este prea corectă nici situația asta. Adică, dacă urmărești un om pentru că te inspiră să evoluezi sau să ai lucruri noi în viața ta, pentru că mie îmi pare că, oricum, cel mai mare, uh, cum să zic, influențator pentru mine în zona asta de online, de exemplu, eu, ca urmăritor, au fost cei care călătoresc. Eu nu stăteam să mă gândesc că vreau neapărat în Bali vreodată. Văzusem și eu că e pe hartă, am mai văzut niște poze la ora de geografie, că atât aveam, nu aveam internet acum 10 ani la așa nivel. Dar în momentul în care oamenii m-au hrănit cu acele imagini paradisiace, inevitabil mi s-a trezit și mie pofta. Că ochii văd, inima cere, e simplu. Rânza plânge de durere, Erau un cântec vechi. Um... Exact asta se întâmplă. Ochii văd, din plânz, rânza plânge de durere, rânza e stomacul. Uh, nu? Parcă. Um, și atunci uh, eu vă recomand să vedeți lucrurile astea ca pe o metodă de a evolua, de a noi vă oferim inspirație pentru a face lucruri noi și uh, încercăm pur și simplu să vă creștem și vouă nivelul de experiență a acestei scurte călătorii numită viață. Atâta tot. Și de multe ori chiar cred că vă ajutăm să faceți asta, și um, cred că e un lucru bun. Cred că ar trebui să renunțați doar la acel, acea stare de invidie, care, într-un definitiv, se poate converti într-un blestem pentru fiecare din noi. Știi, apropo de treaba asta cu invidia, uh, când oamenii au o traumă, din punct de vedere psihologic, se spune că au ciudă pe cei care sunt sănătoși. Și um, asta, clar, e un lucru real. Asta e firea umană și e foarte greu să depășești această uh, limită, dar uh, cred că influencerii și-au asumat excesiv statutul ăsta de storytellers și povestitorii. Unii nu am înțeles că este total non-obligatoriu ca cei care se uită la tine să-ți asculte povestea. Și oricând poate fi schimbată viața ta. Gândiți-vă, stăteam într-o zi și mă gândeam: dacă eu mâine îmi închid instagram și chiar am pus întrebarea asta la un moment dat pe, pe Stories, dacă eu mâine dispar de pe Instagram, cine o să-mi ducă dorul? Cred că fiecare influencer la un moment dat ar trebui să se gândească la asta. Oare oamenii chiar au nevoie de mine? Oare chiar le aduc ceva benefic în viața lor? Bine, poate asta a fost o criză existențială a mea și o, poate am nevoie de mereu de o confirmare. Dar am fost uimită să văd câți oameni mi-au mi scris înapoi. Oameni care stăteau acolo din umbră. Încercați, uite, vă dau un sfat, încercați să puneți și voi întrebarea asta, să vedeți cum, cum se răspunde la ea. E foarte interesant. E foarte interesant să-ți să creezi cu adevărat o relație între tine și public. Să nu, fie doar, să nu fie doar, un show-off din ala gen, uite ce am eu astăzi, uite ce am eu azi. astăzi am mașina asta, dar mâine am rochia asta, pentru că inevitabil atunci chiar creez doar acel, cum zic, acel vis imposibil, acea angoasă și nu dai nimic din realitatea ta și este absolut firesc ca oamenii să crească doar cu invidie culmea este că fix oamenii care se pozează pe lângă mașini scumpe și își arată viața super luxury, gen Kim Kardashian, au cei mai mulți urmăritori. Adică, de fapt, vă place. Asta e faza. Legat de treaba asta cu reclamele, voiam să vă mai spun că există totuși un public care o apreciază atunci când este făcută la nivel înalt, cum am spus și mai devreme, și rămân informați, de fapt. Adică ei nu se mai uită în reviste și nu se mai uită la televizor și vor să vadă cu adevărat de la omul pe care îl îndrăgesc ei și în care se oglindesc și care um, simt că le oferă și le împărtășește același tip de viață și de nevoi uh, exact produsul pe care îl recomandă. În momentul în care ajungi să ai atât de multă încredere din partea publicului tău, acela e abia momentul în care ești cu adevărat o inspirație. Nu influencer, o inspirație. Un cuvânt mult mai frumos. Așa aș fi vrut să rămână, pentru că asta consideram că fac la început. Cu alte cuvinte, nu te oblig să iei fix acel produs, dar îți zic că eu chiar l-am încercat și uneori nici nu sunt plătit și îți spun despre el. Pur și simplu îmi place. Și cred că ți-ar face și ție viața mai bună. Atât. Da, sunt de acord să existe acel paid advertisement, da, să fie hashtag ad și așa mai departe. Eu puneam asta oricum dinainte să fie obligație acum contractuală. Pentru că e o doză de sinceritate față de publicul tău și atâta tot. Și oamenilor le place sinceritatea. Atunci când ești transparent și spui lucrurilor pe nume, e foarte greu să fii interpretat greșit. Simplu. Uh, evităm o pierdere de timp. Dar dacă este să vorbesc acum despre lucrurile care m-au afectat cu adevărat uh, de-a lungul timpului, vorbele care chiar dor, dacă vreți să-mi faceți rău mâine, să știți cum, vă, vă ușurez munca. Uh, să știți că cel mai mult m-au afectat uh, mesajele de hate postpartum sau uh, din timpul uh, sarcinii. Dacă mă vedeau într-o anumită situație... Uite, de exemplu, eram alăptam și eram la un festival și băusem bere. Și m-a văzut cineva și mi-a dat coment că eram pe blog și mi-a scris... Uite, n-am uitat nici până acum, vă dați seama? Uh, mi-a scris ceva de genul... Uh, da, dar nu vedea lumea cum uh, ai fumat o țigară și ai băut o bere și după aia ai alăptat. Adică blamare din asta la cel mai înalt nivel în condițiile în care sunt femei care sunt gravide și fumează non-stop, știi? Sau... Adică sunt lucruri mult mai grave decât un lucru de genul ăsta. Eu nu zic că am promovat treaba asta. Normal că n-aș fi publicat așa ceva pentru că după aia venea lumea și spunea, dar ce tu promovezi să bei alcool în timp ce ești gravidă și așa mai departe. Dar sunt momente, sunt momente și momente. Fiecare e om. Uh, și eu n-am ascuns niciodată treaba asta. Pur și simplu, nu este etic, din punctul meu de vedere, să-ți arăt și toate uh, lucrurile rele, greșite. Uh, acele, am fost o fată rea și o obraznică, am băut o bere, după mi-am cu copilul și am ascultat muzică și copilul nu avea căști în urechi Pentru că vreau să asculte muzica, pentru că eram la 5 km de scenă și mi se pare corect să-l las să asculte muzica, este principiul meu de viață după, Vedeți că am revenit, deci nu îmi plac discuțiile despre situația în care eu sunt mamă, nu am pretenția să fiu... Mama Omida și să le învăț pe toate cum să fie cele mai bune mame din Univers, pentru că eu chiar mă integrez, cred, inevitabil în sectorul de film Bad Moms. <laughs> Mie nu-mi plac întâlnirile uh, să povestim despre ce cărți de colorat să mai cumpărăm copiilor și nu fac asta nici măcar cu prietenele mele. Punct. Și altă zonă care încă mă deranjează și mă deranjează ca individ. Ca cetățean al acestei țări este um, xenofobia asta locală de care nu se discută prea mult și cu siguranță o să o ridic la fileu ca altă poveste irelevantă, prin care mi se spune, băi moldovean, că dute la tine acasă, că asta mi se întâmplă de la 12 ani, de când am trecut vama și am trecut prutul, într-o țară în care eu visam să locuiesc. Adică eu, noi, moldovenii din Republică, suntem educați cu o dragoste bolnavă, obsesivă, față de unire, față de vreau înapoi la țara mamă, că au venit răpitorii ruși, ne-au luat, ne-au rupt din sân patrie și așa mai departe. Adică noi am fost crescuți cu această dragoste față de Eminescu, care era un național, Ștefan cel Mare la fel și în momentul în care ajungi să vezi chestia asta, uite, după 17 ani, deci în școală, în liceu, în universitate, că de ce aveam eu loc la buget de moldoveancă? Adică, care iarăși nu, nu mi s-a părut neapărat un lucru bun. Adică, tot este așa gen o chestie, gen îți fac un uh, favor, îți ofer aici ceva în plus, extra. Um, mi se pare greșit. Adică suntem toți cetățenii aceleași țări. Istoric vorbind, pur și simplu am fost chinuiți și um, e foarte trist. Pentru mine e o tristețe și chiar mă rănește profund să văd oameni care cu adevărat sunt inculți, pentru că, repet, nu au fost informați, mass media niciodată nu a informat despre zona respectivă ca să aibă altă opinie și în lipsa asta de educație devin rasiali cu oameni care arată ca ei adică nu au altă culoare nu vorbesc, deși oricum este blamabil în orice variantă în secolul 21. voiam doar să spun că gândiți-vă că noi avem probleme că suntem ardeleni, moldoveni olteni, adică e, e total greșit să fim dușmani între sate, suntem o adunătură de oameni, o aruncătură de băți, trăim unul de altul E foarte trist. Adică încă mă întristează lucrurile astea și încercați să nu mai îmi dați astfel de mesaje de hate și nici să le propagați în online pentru că mi se par triste. Punct. Eu nu agrez acest tip de public și chiar am războaie cu ei. Nu le mai ignor mesajele pentru că, sinceră să fiu, nu merită respect. În rest, trebuie să știți că nu mă afectează niciun fel de alt mesaj legat de imagine, de nas, de ochi, de gură, de cum te-ai tuns, cum îți de părul, cum îți de dintele, cum e rochea de pe tine, te îmbătrânește, te întinerește, pari mult mai bătrână decât ești, nu mai purta machiajul ăsta. Nu mă afectează niciun fel. Mi se par efectiv lucruri care nu au legătură cu mine. Sunt foarte foarte asumată pe imaginea mea, indiferent de ce pun pe mine și când pun și nu, nu, ridică, ai cum să spun, critici voi cu flori de șarte care roade n-ați adus, e ușor a scrie versuri când nimic nu ai de spus. Asta e singura replică. V-am spus despre lucrurile care mă deranjează cu adevărat ca mesaj și care nu, pentru că cred că e un lucru interesant să-ți asumi la o anumită vârstă care este călcâiul lui Ahile în cazul tău, să-ți știi slăbiciunile și să-i lași și pe ceilalți să știe. Și asta așa total ca metaforă de încheiere. Știați că Ahile a fost scăldat în râul Styx, care, total întâmplător, îl făcea absolut invincibil? Știți că râul Styx este, în, prin definiție, râul Urii? Cu asta cred că o să închid această poveste irelevantă. Vă las cu acest, acest mesaj deschis ca într-un film rusesc în care nu există happy end. Când o să te scalzi cu adevărat într-una în râul urii, călcuiul lui Ahile s-ar putea să devină doar punctul tău forte. Cam atât. Vă mulțumesc că aici a fost Gabriela Atanasov și asta a fost povestea noastră irelevantă prima.